N-a fost niciodată altfel. Pe Golgota însângerată, dragostea sub cea mai înaltă formă, jertfa i-a arătată. Căci n-a fost o mai înaltă formă în care să se arate, adâncimea și înălțimea stării ei nemăsurate. Iar noi n-am fi aflat că în astfel, unde am fost și în ce pierzare, de-am fi scoși prin dăruirea unui preț atât de mare. De atunci aceasta-i calea. Fiecare biruință cere prețul ei de lacrimi, de dureri și umilință. Și cu cât întinsul luptei și al izbânzii e mai mare, cu atât mai multe jertfe și mai grele-s necesare. Nu în același timp sunt date, nici la fel nu totdeauna, însă în vreun fel se cere fiecare să dea una. Sunt chemați să aduc o jertfă în vreo formă toți aceia ce o iubesc și în măsura contopirii cu ideea. Unora se cere jertfă, osteneli și dăruire, altora se cere lacrimi, rugăciune și slujire. Dar sunt unii puși să aducă jertfa vieții personale. Ăsta e prețul cel mai mare. Asta e cea mai aspră cale. Rugul jertfei, chinul, moartea, ce cuvinte înfricoșate. Însă trebuie, se cere, fără acestea nu se poate. Astfel veți putea înțelege de ce trebuie să fie unii întristați ca alții să aibă în schimb o bucurie. De ce trebuie ca unii să aibă mâinile legate pentru ca să poată alții să lucreze în libertate? De ce trebuie ca singuri să stea unii în depărtare pentru ca ceilalți să aibă har mai mult în adunare? Și cu cât pentru o lucrare e mai mare jertfa dată, cu cât jertfa e mai totală și cu cât e mai curată, și cu cât e de iubire și dureri mai mistuită, cu atât ai mai plăcută, cu atât ai mai primită. Și cu atât va atrage după ea un har mai mare, peste câmpul întins de lucru și de luptă din lucrare. O ființă destinată pentru jertfă, ce curată trebuie să-ți fie viața și slujirea necurmată! Ce desprins de tot pe lume gândul trebuie să-ți fie, ce divină lepădarea de oricare bucurie, ce totală contopire prin răbdare cu lucrarea, pentru care urci calvarul întregind răscumpărarea. Ce sfințit de rugăciune trebuie să-ți fie darul, ca să fie la înălțimea care o pretinde altarul, și să poată sus să-ți fie arderea de tot primită, iar lucrarea pentru care te aduci îmbogățită. Jertfă, ce cuvânt, ce taină cutremurător de mare! N-o rostiți cu ușurință, n-o chemați cu nepăsare, n-o doriți prea mult, n-o cereți prea grăbit, că nu-i ușoară. Mii de doruri sunt în suflet care nu voiesc să moară, mii de rădăcini viața în ființa noastră are, lupta-i supraomenească, crâncenă, îngrozitoare. Mulți ajunși sub rugul jertfei, tremurând privesc calvarul. Cât pot oare să-i suporte flăcările arzând și jarul? Cât pot suporta în tăcere demn și înalt sacrificarea, pentru ca să fie asemeni prețul cu răscumpărarea? Cine n-are aici dorințe cu nădejde de împlinire spre a putea fără regrete să se ducă la jertfire? Pentru cât e mai înaltă, mai presus acea chemare care cere categoric totul fără ezitare? Decât setea de viață, decât cei dragi, decât toate
și la care să renunțe? Care suflet oare poate? Ca pătruns de conștiința tainei veșnice ce-l cere, să se dăruie în totală resemnare și tăcere. Dacă atunci, sub vechea stare, când slujau cerinței legii, jertfe nedesăvârșite apăreau ca sacrilegii, dacă s-alegea făptura cea fără cusur și pată, ca să fie la înălțimea pentru care e destinată, fruntea turmei, floarea holdei, toate care să întrunească frumusețea, curăția, perfecțiunea pământească. O, cu cât mai mult acum, jertfa după noua lege, pentru a împlini cerința, însuși Dumnezeu alege. Nu după omenești criterii, nici pe merite părute, ci după cu totul alte gânduri, numai Lui știute. Dar fiindcă pe măsura unei astfel de cerințe, întrunind desăvârșirea, nu sub pe pământ ființe, hrăzindu-și-le jertfe, însuși El le curățește. El fiind Cel care aduce, El fiind Cel ce primește, căci doar El e în stare o jertfă să o dea astfel curățită, încât ea să corespundă ca să poată fi primită. Iată atunci, aici e rostul flăcării mistuitoare, care trebuie să facă slujba cea curățitoare, care trebuie să ardă până la străfund ființa, spre a putea să facă jertfa deopotrivă cu cerința. Și fiindcă atâta zgură încă în aur se găsește, trebuie ca el să ardă până se desăvârșește. Arderea aceasta în lupte, zvârcoliri și suferință, e un drum greu pe care nimeni n-a umblat cu ușurință. O, dar este în această unică și grea lucrare un hotar la care chinul și durerea ta dispare. Este acel hotar la care încetează în totul firea, încetează mărginitul, începând nemărginirea. Încetează orice simțuri, piere orice rațiune, înghițite de lumină, strălucirea le supune. Nu mai sunt dorinți sau temeri, sentimente și obligații, piere orice legătură de înrudire, timp și spații. Piere tot cum niciodată n-ar fi fost și nicăierea, și rămâne numai una, una singură, iubirea. De atunci piatra nu rănește, de atunci cuiul nu mai doare. Nu dor spinii, nu dor pumnii, toate, toate sunt ușoare. Nu dor oasele zdrobite, ți se pare că străine, și străină ți pare carnea, ruptă fără să suspine. Și străin îți pare lutul care ți-a păsat făptura, mai curând aștepți să ardă, ca să-i cadă legătura. Simți cum piere greutatea, simți cerească ușurare, simți o tot mai luminoasă și divină transformare. Și întâmpin veșnicia cu făptura strălucită, țelul e atins atunci, taina sfântă e săvârșită. Dacă mai revii pe lume, iarăși după această stare, curățită în suferință, fața ta e strălucitoare. Căci acolo sus, pe munte, așteptând supus tăierea, prețul a fost dat chiar dacă n-a mai trebuit junghierea. Prin totala resemnare și acceptare a jertfirii, prin deplina dăruire, prin supunerea iubirii, prin senina renunțare la viață și la toate, tu plătit ai prețul morții, restul fără însemnătate. Coborând înapoi calvarul, luminată fiți-va fața, întâlnirea cu vecia ți-a desăvârșit viața. Pentru restul de trăire porți pe cetea nemuririi, mai trăiești ca mărturie a îndurării și a iubirii. Îndurării și iubirii viața ce-o mai ai ți-e dată. Astfel înțelege viața cel care a murit odată.
și astfel înțelege moartea cel ce mai trăiește iară, știe ce-i deșertăciune și cunoaște ce-i comoară. Altfel înțelege chinul, altfel plânsul și iertarea, doar atunci va ști ce înseamnă judecata și mustrarea. Doar atunci va ști ce-i mila, bunătatea și iubirea. Doar atunci va ști și scopul care merită trăirea. Va fi milă și iubire, căci cât beznă e și moarte, e nevoie de lumină și de jertfa care o împarte. Și cât încă sunt pe lume munți de greutăți și silă, e nevoie de îndurare, de înțelegere și milă. Nesfârșit de multe lacrimi, câte sunt în lumea largă, o iubire nesfârșită poate numai să le șteargă. Și cu orice rând de oameni, cât va fi pe lume harul, necesară va fi jertfa, necesar va fi calvarul. Urmând calea marii jertfe și înmulțind răscumpărații, să-i impune un preț de jertfă fiecare generație. Altora urmând noi astăzi calea cea de sânge udă, se cerăm cântând ogorul semănat de ei cu trudă. Și la rândul nostru în lacrimi facem slujba semănării, ca să aibă în urmă alții bucuria recoltării. Căci mereu aceasta-i calea, fiecare biruință cere prețul ei de lupte, de dureri și nevoință. Și cu cât amploarea luptei și izbânda e mai mare, cu atât mai multe jertfe și mai mari sunt necesare. Și invers, cu cât mai mare și mai scumpă e jertfa dată, cu atât lucrarea întreagă e mai binecuvântată. Te rugăm, Iisuse Doamne, dăruiește-i oastei tale har și binecuvântare și ajutor pe-a jertfei cale. Dă-i tu suflete de jertfă, suflete de rugăciune, curăția și lumina, fă mereu să o încunune. Și dă-i suflete sfințite ca să poată fi în stare să dea jertfa necesară când o ceri pentru lucrare. Ca să meargă oastea sfântă din putere în putere, săvârșind cu bine slujba care voia ta i-o cere.